Acest dialog a fost asigurat. Întâlnirile care au avut loc săptămânile trecute au fost exact dialog cu doamna prim-ministru. La momentul de față, noi așteptăm, eu vreau să văd care este cererea, colegii responsabili o vor analiza și vom reveni. Doamna prim-ministru tot timpul este dispusă să se întâlnească absolut cu toată lumea. Deja depinde de agenda. Ultimatumul ăsta ne dă doar două zile la dispoziție și asta deja mi se pare un pic mai agresiv, dar da, doamna prim-ministru tot timpul este predispusă și dispusă să se întâlnească cu agricultorii. Plus, guvernul în aceste două săptămâni a elaborat un mecanism de compensație, un mecanism de măsuri care au fost iarăși discutate cu agricultorii. Am fost la Berlin unde inclusiv s-a discutat și s-a negociat despre reducerea cotelor, eliminarea cotelor de export, reducerea accizelor pentru transport. Am fost la Varșovia unde s-a întâlnit cu cea mai mare piață de fructe din Europa și inclusiv cu companiile care lucrează cu agricultorii din Moldova. Tot acest timp guvernul a negociat în favoarea agricultorilor și producătorilor din Republica Moldova.